În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și veneau la Ioan la Iordan și se botezau mărturisindu-și păcatele. Iubiți credincioși, așa cum am spus și altădată, viața noastră este o călătorie și cum v-am spus că vis-a-vis de călătorii trebuie să avem o anumită strategie bine pregătită, ne aducem aminte că o călătorie în primul rând se trăiește cam 60% prin planificare. Când ne gândim noi unde o să mergem, cum o să mergem, dar înainte de toate cum îi spunem șefului că plecăm, cum ne luăm concediu, ne dă sau nu ne dă concediu, dacă au și ceilalți și așa mai departe. Facem tot felul de planuri și trăim într-adevăr ce se va întâmpla. Apoi vine momentul respectivei ieșiri și bineînțeles că nu mai avem timp de nimic. Toate trec repede, toate vin peste rând, nu ne așteptăm să se întâmple într-un fel și se întâmplă chiar așa. Ei, după care începem să ne aducem aminte cum a fost și mai trăim încă vreo 30% din ce s-a întâmplat. Vă să zic că exact miezul pentru care ne pregătim și pentru care o să povestim toată viața nu e decât un 5%, așa m-am gândit. Așa se întâmplă, de exemplu, cu sărbătorile. Sărbătorile se trăiesc întotdeauna înainte prin pregătire. Iată cum a fost sărbătoarea cea mare a nașterii Domnului, pe care am pregătit-o cu 6 săptămâni înainte. Ei, cred că de aici mi-a venit mie ideea cu 60% înainte de. Cu post, cu totul, cu colinde, cu aprovizionări, cu nebunii. Ne închipuiam cam cum o să fie cu Moș Crăciun, cum o să vină. Dacă anul ăsta în sfârșit o să-l vedem pe Moș Crăciun, n-am reușit niciodată. Dacă reușim să-l vedem pe Moș Crăciun, am încheiat-o de tot. S-a încheiat de tot. Moș Crăciun trebuie să rămână taina vieții noastre. Ei, să știți că nu degeaba am făcut această introducere. Astăzi este duminica de dinaintea botezului Domnului. Înseamnă că este duminica în care se declanșează cele 60% din procentele de a ne pregăti pentru botezul Domnului. Ca să înțelegi mai bine o sărbătoare mare, trebuie să o pregătești. Dar să o pregătești cu tot ceea ce poți. De la gând până la atitudine și până la dorința de a trăi momentul acela care va veni și va pleca foarte, foarte misterios, cam cum pleacă Moș Crăciun de sub brad. Nu știu dacă o veni pe coș de sobă sau acum vedeți că coșul e de diverse forme. Eu mă chinuiesc de câteva luni pentru o centrală care trebuie să aibă un coș special, că al blocului constructor n-a fost în stare să facă ceva adevărat și trebuie să improvizăm noi ceva și am zis, domnule, nu se improvizează dacă există așa ceva. Probabil că pentru Moș Crăciun la anul când va veni trebuie să-i pregătesc un coș adevărat. Pe o parte să iasă gazele și pe altă parte să intre moșul odată cu aerul cel bun. Iată că încet, încet ne apropiem de această mare taină a botezului Domnului. Taina cea mare a arătării Sfintei Treimi, atunci când Dumnezeu Tatăl a zis, acesta este Fiul meu întru care bine am voit, era Fiul său peste care stătea în chip de porumbel Duhul Sfânt, este un moment pentru viața noastră, fraților. Dar este un moment în care suntem pregătiți. Sfântul Ioan Botezătorul era la râul Iordan, cu multă vreme înainte, cam cu 6 luni, care era diferența de vârstă între el și Mântuitorul Iisus Hristos, iată iar 6, iar 60%, deci e clar, suntem pe aceeași lungime de undă. Și îl pregătea, va să zic că pregătea. Ce v-am spus că pregătea? Pregătea cum va fi, oamenii ăștia trebuie să fie într-un fel, dacă avem de toate, știți, și strategia asta de vine o sărbătoare, dar cu ce o întâmpinăm? Așa cu brațele deschise, da, ține până la un punct și când îți vine acasă un musafir, poți să-l duci cu vorba așa pe românește, prima jumătate de oră, dar dacă el vine pe la prânz și se face ora 1, 2, începe să-i fie foame, deci trebuie să ai și o bază logistică.
Că nici Mântuitorul atunci când i-a zis: Marto, Marto, te îngrijești, te silești de multe, dar un singur lucru trebuie, a spus-o pentru că avea pe ce să o spună, adică masa era așezată. Din acel moment trebuia ca Marta să mai și asculte, să se mai oprească din Iureș. Dar să venim la Iureșul Iordanului. Și spunea Sfântul Evanghelist Marcu, pe care astăzi biserica a rânduit să-l cităm la Sfânta Liturghie, la Sfânta Evanghelie, ne spune că mulți veneau la apele Iordanului, la Ioan, și se botezau mărturisindu-și păcatele. Foarte frumos, am învățat la dogmatică, la îndrumări misionare, cum e cu taina aceasta a botezului și mai departe, dar noi cu ce plecăm acasă? Atunci când au stat ca la 5.000 de bărbați, în afară de femei și copii, să-L asculte pe Mântuitorul, la sfârșit a venit Sfântul Apostol Petru și a zis: Învățătorule, nu te supăra, dă-le drumul mulțimilor, că s-a făcut seară, trebuie să mănânce. Zice: n-au nevoie să plece, dați-le voi să mănânce. Adică dacă vrem să înțelegem un praznic, trebuie să știm că trebuie să-l luăm așa cum se cuvine. Și anume, pentru astăzi m-am gândit la un singur lucru, nu știu dacă vor mai veni și altele pe rând, mă iertați, dar unul trebuie să vă-i spun neapărat. Ce este cu taina aceasta a botezului și a mărturisirii păcatelor? De vreme ce la sfârșit Sfântul Ioan le și spunea, îi avertiza și stați așa: eu vă botez cu apă, dar vine după mine cel care a fost mai înainte de mine, căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintei, și acela vă boteza pe voi cu Duh Sfânt și cu foc. Va să zic că botezul acesta, pe care îl practica Ioan și pe care sărbătoarea de poimâine ne pregătește să-l facem și noi, este pentru viața noastră. Mai presus de taină sau de sfântă taină este atitudinea pe care noi o avem. Și anume, ca să înțelegem mai bine, am să vă aduc aminte, deși v-am mai spus, dar îmi place foarte mult să mă repet, ca să aibă și Cârcota și ce să-mi spună: iar te-ai repetat, mă. Da, m-am repetat. E vorba de viața unui vultur. Un vultur, după toate manualele de zoologie și toate atlasele, zice că ar trăi în jur de 75-80 de ani. Acum știu că pe mulți dintre noastre deja îi surprind, o să credeți că vulturul trăiește 400 de ani. Nu, nu e adevărat, 75-80. Bun. Pe la 40 de ani începe să se, pe românește, să se hodorăgească. Ciocul devine din ce în ce mai neputincios, poate are și câte o așchie sărită, nu poate să mai spargă nici pietre, nici nuci, nici să se mai hrănească așa de bine, nu poate să mai facă o disecție pentru un iepure pe care îl vede pe câmp, ghearele nu mai pot susține nici măcar un șobolan ceva mai mare, aripile deja încep să cadă, când plouă simte și el că plouă, ceea ce în tinerețe nu simțea, pentru că acest penaj îl așeza astfel încât apa să treacă pe lângă el. Și el atunci are două lucruri pe care trebuie să le aleagă. Unul din două. Ori rămâne așa și își plânge de milă și moare în câteva zile, ori ia decizia de a schimba totul, lucru care durează 6 săptămâni. Vedeți, iar 6, da, sigur, că da, mergem înainte cu 6-le ăsta. Ne urmărește. Merge, dacă vrea să moară, se întâmplă la fel ca noi, care începem să ne văietăm de câte ceva și, aoleu, ce răumie, gata, s-a terminat. Și dacă ne vom văieta, știți cum e cu gripa, până apucă să te țină la pat, jumătate de oră, după care 7 zile s-a încheiat, nu mai poți să mai ieși din pat. Trebuie totul luat cu curaj. Și ce face vulturul? Se duce într-un loc foarte înalt, între două pietre foarte bine prinse în munte, și începe lucrarea. Ce lucrare? Cu ce a mai rămas din ciocul acela amărât și prăpădit, începe să-și smulgă penele și le smulge pe toate până la unul.
După care dă cu ciocul în piatră până când se rupe ciocul de tot. Până când piatra este însemnată cu sângele din ciocul lui care nu mai este. Apoi își prinde între pietre ghearele și le tocește până când dă din nou sângele. Și apoi ce face? Așteaptă să vină ploaia și 6 săptămâni să înceapă să-i crească întâi penele care îl vor ocroti de ploaie și de ger, pentru că încep deja glandele supozitare să îi imprime acel gel de deasupra penelor care să-l facă să nu simtă nici ploaia și nici gerul, începe ciocul să-i crească din nou și încep iarele să se dezvolte ca la început. Și iese de acolo nu ca nou, iese altul, în sensul că nici atunci când era tânăr nu arăta așa de bine. De ce? Pentru că atunci când era tânăr nu avea experiența pe care a dobândit-o în cele 6 săptămâni în care l-a bătut ploaia și n-a avut cu ce să se apere, în care a răbdat de foame pentru că nu avea cu ce să mănânce și pentru că prada n-avea cu ce să o mai apuce. Iubiți credincioși, după ce iese de acolo, mai trăiește cel puțin 40 de ani. Este vorba de viața noastră. Dacă constatăm că s-a întâmplat ceva cu noi și așa cum face vulturul, constată că nu mai bate ochiul lui până prea departe ca să urmărească iepurii și să sară asupra lor și să îi sfâșie cu ghearele, nu mai poate să dea cu ciocul, ploaia îl cam deranjează și începe sănătatea să se șubrezească, așa trebuie să facem și noi. Avem 2 variante. Ori începem să ne plângem de milă și începem să tragem semnale de alarmă, aoleo, ce bolnav sunt, aoleo, măi mamă, nu m-a mai sunat de mult și să știi că eu nu o duc chiar bine, și începe așa o stare de, nu câteva zile, dar câteva săptămâni, deplorabilă. Dacă nu, trebuie să luăm aminte. Ce să facem? Să smulgem penele. Păi, părinte, nu am penele. Măi, copii, penele sunt păcatele pe care le adunăm noi. Trebuie să mergem de grabă la duhovnic. Taina spovedaniei, să știți că nu este legată de intemperii. Nu trebuie să ne plouă prea mult ca să ne dăm seama că trebuie să ne spovedim. Nu trebuie să înceapă un anumit post ca să zicem gata, atunci și o să facem și o să dregem, ci pur și simplu taina spovedaniei este legată de momentul în care simțim că este nevoie. Chiar Părintele Arsenie era foarte de multe ori, mai ales în ultima vreme a vieții, era ispitit de mulți, cum adică să împărtășim credincioșii așa de des. Că trebuie cel puțin 40 de zile, că trebuie post, știți că sunt cârcotași de cârcotași, asta este. Și zicea, tată, dar timpul ne pune înaintea lui Hristos? Nu pregătirea? Și eu am crezut altceva, că Hristos ne cheamă mereu. Păi ce, ne cheamă numai de 4 ori pe an? Așa se întâmplă cu viața noastră. Trebuie să fim foarte atenți pentru că diavolul este și el mult mai atent decât noi. Știți că ultima găselniță, să zic așa, gazetărește, a diavolului este să te facă să crezi că el nu există. Când ajungem la această ispitire, să știți că e clar că drumul nostru trebuie să treacă neapărat în chilia duhovnicului. Altfel am încurcat-o. Vă să zic că trebuie să începem întâi să smulgem penele. Penele, am zis că sunt păcatele. Sunt păcatele pentru că v-am spus despre cea care vine la spovedi și a spus, părinte, eu n-am făcut mare lucru. Toată lumea are această impresie deosebită despre el și chiar îmi aduc aminte și n-am să uit ideea asta. Eram cu părintele Viorel Picu la o mormântare și după ce am făcut noi toată slujba, soțul, care, bine, l-am înțeles, noi, era foarte doborât de eveniment, zice, părinte, am tot auzit în slujba asta să o ierte Dumnezeu, să ne rugăm ca să ne ierte păcatele, zice, da, dar să știți că soția mea chiar n-a făcut niciun păcat.
Bineînțeles că noi am rămas așa, stupefiați. Ce să-i spui unui om care este atât de sigur pe el și mai ales atât de îndurerat? Am lăsat-o așa, dar lecția a rămas pentru noi. L-am lăsat, n-ai ce să-i mai spui la așa ceva. Și așa s-a dus o femeie la duhovnic și a zis, păi, eu n-am făcut chiar nimic. Păi ăsta, ce să facă? Măi, femeie, dar chiar nimic, dar mai vorbești despre câte cineva? Așa, mai o mică bârfă, da, mai zicem, așa, când ne întâlnim două, trei, stăm vreo 5-6 ceasuri cu ochii și cu gura pe câte una, dar nu cred că e mare lucru. A, zice, chiar nu e niciun mare lucru. Uite, îți dau un singur canon, cumperi o pernă de la piață și până acasă o desfaci și arunci așa cât un fulg pe stradă, nu știu, băi, părinte, dar de lumea de mine, lasă, ăsta e canonul. Săraca, ce săracul, părinte, am bătrânit, mă, când era mai tânăr, mai avea ce discuta. Bineînțeles că s-a întors femeia la canon, cum i-a zis el, peste 10 zile și a zis, băi, femeie, uite, ai făcut canon? A, am făcut, părinte, m-am uitat de stânga în dreapta, nu mă vadă nimeni, că de... Zice, păi aia era jumătate de canon. Ce? Păi jumătatea luată de canon este să iei fața de pernă și să aduni acum fulgii pe care i-ai aruncat. Și atunci a dat seama, într-adevăr, nici vorbele pe care le-a aruncat ea nu mai puteau să fie nici de cum adunate la un loc. Asta e cu penele noastre. Penele, păcatele noastre sunt lucrurile pe care noi trebuie să le smulgem. Să le smulgem și apoi ziceți, bine, dar ați zis ceva și de cioc și de gheare. Păi bineînțeles, ciocul e cel cu care vorbim, cel cu care mai atenționăm încolo, încolo. Ghearele la fel, cele cu care rănim fără să ne dăm seama pe cei de lângă noi și trebuie să luăm măsuri exact cu aceste lucruri. De ce? Păi ce, o să rămânem fără ele? Nu, rămânem fără ele, tată. Organismul uman este făcut pentru regenerare, dar nu se poate regenera de vreme ce n-am dat afară partea care trebuie să fie înlocuită. Chiar medicina descoperise cu câteva veacuri în urmă faptul că la început omul, dacă pățea un accident și rămânea fără un deget sau fără brațul întreg, avea posibilitate să se regenereze. Acum nu știu ce s-a întâmplat, la ce s-a întâmplat, nu mai știe nici medicina unde am ajuns, nu se mai regenerează. Dar înainte așa era programat omul. Probabil că s-a umblat acolo genetic o leacă prin alimentație, prin una, prin alta și nu se mai poate face acest lucru. Dar să știți că sufletul se poate regenera mereu. Ciocul ăsta al nostru cu care batem pe unul și pe altul în cap, eu cred că se poate regenera fără discuție, ghearele la fel, iar păcatele pot să fie smulse fără nicio discuție. Iubiți credincioși, a pregăti calea Domnului, așa cum zicea Sfântul Ioan Botezătorul, nu înseamnă nimic altceva decât a ne pregăti să trăim o nouă viață. Asta în cazul în care alegem să trăim. Dacă alegem numai să vegetăm, n-am făcut nimic. E treaba altora. Eu vă spun celor care vreți într-adevăr să ne schimbăm viața. Nu vă uitați acum în buletin să vedeți CNP-ul dacă ați trecut de 40 de ani sau nu. Dar inclusiv lumea medicală, pe care iar o iau în discuție, a constatat, bine, statistic vorbind, că 62 de ani este vârsta până la care un om este sănătos. După 62 de ani, începe câte o mică boală cronică. Acum, cel care a dobândit-o mai de mic, să știe că după 62 de ani trece în altă etapă. Dar e norocul celor care au câte o etapă dinainte, că sunt obișnuiți. Așadar, nu trebuie să ne uităm, cum am zis în buletin, ci pur și simplu, fiecare zi poate să fie jumătatea vieții noastre. Dar unii dintre dumneavoastră pe care vă văd așa foarte tineri o să ziceți că nu sunt drept. Nu, pentru că și mâine poate să fie altă jumătate a vieții dumneavoastră. Și când o să ajungeți la 60-70 de ani, poate să fie și atunci iarăși jumătatea vieții dumneavoastră. Dacă știți întotdeauna să vă retrageți unde trebuie și ce stânci să alegeți între care să stați 6 săptămâni. Dumnezeu, prin rânduiala bisericească, ne-a trimis câte aceste 6 săptămâni de câteva ori pe an. Iată, mai e puțin și urmează postul mare. O să ziceți, bine, părinte, dar abia scăpară de la Crăciun și acum mama ta vorbește tot de post. Nu, eu vă vorbesc de pietre. Pietrele vă așteaptă, sunt acolo, pietre tari,
sunt slujbe de-a stânga și de-a dreapta și putem să intrăm acolo, să batem cu ciocul în ele până când rămânem fără el și să zgâriem până când ni se regenerează și ghearele și apoi să smulgem pene ca să ieșim bine. Iubiți credincioși, aceasta este taina vieții. Taina vieții este schimbarea. Și dacă Sfântul Ioan Botezătorul boteza în apele Iordanului, spunând că el botează cu apă, dar vine după el cel ce a fost mai înainte de el, iată că noi deja suntem beneficiarii și trăitorii perioadei de după Sfântul Ioan Botezătorul și noi atunci când ne așezăm între cele două mari pietre ca vulturul care a ales să trăiască decât să moară, cu siguranță că aceste două pietre sunt Duhul Sfânt și focul de care vorbea Sfântul Ioan Botezătorul. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca acum, la început de an, să folosim acest prilej și să spunem, gata, de astăzi înainte încep să mă retrag și să-mi iau de-a stânga și de-a dreapta pietrele în care să schimb tot ceea ce în mine s-a îmbătrânit, s-a perimat și nu mai are forța cu care eu am putut să fac ceva. Iubiți credincioși, acest an este un bun prilej, mai ales prin faptul că, așa cum am zis și alaltăieri, are o zi în plus adăugată la februarie. Deci un an bisect, un an mai lung, care ne așteaptă să alegem să trăim, nu să murim. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.